Centrala termoelectrică Mintia a fost cumpărată. Anunțul a fost făcut de administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara. În urma licitației publice, unitatea energetică a fost achiziționată cu peste 91 milioane de euro de o societate care aparține grupului MAS, un important producător global de energie, care deține capacități de peste 8.500 de megawați. Oficialii spun că este prima investiție a acestui grup în România. Administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara a anunțat vineri vânzarea prin licitație publică a termocentralei Mintia. Cumpărătorul este o societate parte a MAS Group Holding. Acesta este un important producător global de energie care deține capacități de peste 8.500 de megawați. Tranzacția este de peste 91 de milioane de euro și este considerată una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic românesc și, totodată, una dintre cele mai mari tranzacții din insolvență din ultimii ani din România. Administratorul judiciar Emil Gros crede că este o nouă șansă pentru Mintia. Am încercat să oferim industriei energetice din România o șansă de însănătoșire, mai ales în contextul economic actual, și ne bucurăm că am reușit să atragem un investitor major în această licitație la doar 4 luni de la punerea ei în vânzare, investitor care are capacitatea de a moderniza și dezvolta mai departe centrala Mintia, un activ de importanță națională strategică. Astfel, Mintia va rămâne pe harta energetică a României și în același timp va trece în următorii ani printr-un proces complex de transformare ce implică investiții de peste 1 miliard de euro. Oficialii din Ministerul Energiei susțin că au impus anumite condiții investitorului cu scopul de a relansa producția de energie în Mintia. Astfel, cumpărătorul are obligația ca până la finele anului 2026 să finalizeze o investiție importantă. Este vorba de realizarea unei capacități energetice noi cu o putere instalată de minimum 1290 MWh, din care minimum 800 MWh în bandă pe gaz și energie regenerabilă. Reprezentanții grupului spun că demararea investițiilor va fi posibilă după acordarea de către autorități a avizelor și autorizațiilor necesare. Este prima investiție a grupului MAS în România și cu siguranță una dintre cele mai importante pentru dezvoltarea grupului nostru, care are misiunea de a deveni un exemplu la nivel global de generare de energie pentru oameni. Investițiile în modernizarea și dezvoltarea centralei Mintia în următorii ani se vor ridica la peste 1 miliard de euro și vor include dezvoltarea capacității de producție și în același timp adaptarea la noile standarde europene pentru trecerea de la producția de energie electrică din surse regenerabile și care să conducă la neutralitate climatică până în anul 2050. Termocentrala Mintia este compusă din peste 3,2 milioane de metri pătrați de terenuri, plus construcții, bunuri mobile și echipamentele aferente.